Și-a realizat visul la vârsta de 90 de ani. Un locuitor din comuna Voloca, regiunea Cernăuți, a reușit să deschide în sat un muzeu al țăranului român. Colecția numără peste 200 de piese, unele vechi de peste un secol. Ideea deschiderii unui muzeu al țăranului român îi aparține lui Ion Semeniuc, un locuitor al satului Voloca în vârstă de 90 de ani. Costume tradiționale specifice zonei, unelte, acte, toate pot fi admirate în casa muzeu. Când am văzut că obiectele vechi încep să dispară, m-am gândit să fac un micro muzeu. În timp de 20 de ani am adunat aceste obiecte care se păstrează aici și continui și colecționez mai departe pe unde să mai găsesc. Că au dispărut obiectele vechi care se ocupau gospodarea noastră cu dânsul. Acest muzeu s-a construit câțiva ani, a fost o muncă destul de mare. El va păstra toate obiceiile, tradițiile, trecutul satului nostru. Noi știm toți și mereu am spus că nu există viitor fără trecut. Unele obiecte din muzeul din Voluca au și peste 100 de ani. Muzeul acesta este în primul rând un tribut pentru trecutul, pentru generațiile care de acum nu sunt. Ca învățătorul pot spun că aceasta este cancelarea în școală, adică pur și simplu concentrația celui mai bun ce există. Acesta este un exponat foarte important pentru muzeul nostru, un exponat exact de 100 de ani, primul clopote, putem spune primul clopoțel al școlii mediei noastre din Voloca. Proiectul a fost implementat cu sprijinul unor oameni de afacere din Germania, care au contribuit cu suma de 17.000 de euro. Din acești bani au fost cumpărate echipamente de securitate, vitrine, calculatoare și sisteme de iluminare. La inaugurare au participat și oficiali de rang înalt. Ne bucurăm să găsim aici obiecte foarte frumoase care întregesc spiritul neamului românesc și suntem fericiți să fim alături de etnicii români de aici, de comunitatea românească istorică din Voloca. Also ich bin wirklich total begeistert, wie gut gelungen das hier alles ist. Ich habe ja das Gebäude noch in seiner Entstehung erlebt, wie es leer war und wie es jetzt mit Geschichte gefüllt ist. Ich finde das wirklich. Casa Muzeu are peste 200 de exponate.